Bună ziua, doamnă. Bună ziua, doamnă. Noi cu mască și afară, dar ei cu mască nici în interior nu umblă. Chiar dacă pe ușă scrie mască obligatorie. Nu prea le pasă lor de legi. Dacă procurorul își apere drepturile a pristupnicului, pe cum poate și să poartă și masca? Înseamnă el apără drepturile la toți care nu este ilegal. Probabil. Unde a ajuns dosarul fiului nostru? Ai fost la a ajuns la curtea de apel. Bălți. Bălți. Dar de acum e un an și 8 luni, numai eu de când am fost în Moldova și toate judecățile se amână. O trebuie să fie. Dar se amână din cauza noastră? Că nu sunteți în Moldova? Nu. Din cauza sau avocatul Balanici, sau Balanici, sau Gagiu, sau procuror, avocatul Gagiu. Dar și trag de timp. Dar când expiră termenul prescripției sau nu expiră în caz de omor? Expiră, îmi pare că în 10 ani, nu știu cât o trecut de la faptă. Nu știu absolut nimic. Dar până aveți apărător, aveți apărător și vă sfătuie. Avem apărător, pare că e fără termen. Deci dacă a început procesul, nu se oprește. Da, domnul Oleg, dar de atâția ani eu bat în uși și de atâția ani stric că eu vin de la Italia pentru judecăți și eu când vin aici, acum am 1 an și 8 luni, n-am avut posibilitate cu COVID-ul să vin. Dar acum, fiindcă am venit, eu vreau să vorbesc cu domnul procuror. Mm-hmm. Am scris, am primit răspuns de la domnul procuror, am scris că eu vreau răspuns la chiar de la ăsta general, de la Stoianoglu, și ce zice? Că nu a văzut nicio încălcare și nu vede că procuratura trebuie să implice. Nu vede acolo nicio încălcare de lege. Unii eu am arătat că vreau răspuns la acele întrebări care cum am strigat și am spus și spun și acum. Fiul meu a fost scos din apă, cu sânge închegat pe față și fără apă în plămâni. Asta dă dovadă că el nu a fost înnecat. El a fost omorât și aruncat în râu. Câte expertize s-au făcut și la România și la totdeauna Balanici plătește bani? Probabil că nu știți. Nu-i probabil, nu-i probabil, domnul Oleg. Inculpatul. Nu-i probabil, domnul Oleg. Da, da. Și cu 6 ani în urmă am scris scrisoare de numele meu la Procuratura Anticorupție, unde am scris că Viera Balanici ia mită câte de 300 de euro și dă pensie de maliditate. Dar ei ce lucrează? La cadastru, parcă, nu știu. Nu, care cadastru? Primării, e medic. Și era chiar medic șef la unde se dădeau pensiile de maliditate. Am înțeles. 6 ani în urmă am scris aia asta, am strigat în toate judecățele. Răspuns în scris eu nu am avut, dar ni s-a răspuns așa. Prindeți-o cu mâna în buzunar. Și dacă îți prinde cu mâna în buzunar, da, acum, cu mâna pe bani, ca să fie flagrant. Acum, anul trecut, la Rezina, au prins-o în flagrant, sunt filmatele, unii sunt mai mulți acolo, cum iau banii, cum împart, cum spune cifra, cum spune... Viera Balanici a fost arestat acolo 3 zile și pe urmă dat-o la domiciliu și acum continuă să lucreze medic de familie, spuneți-mi ei. Nu spuneți-mi ei. Și medic de familie puteți să ucidă copilul? Nu, dar zice că are piele și că cei care au făcut expertiză medico-legală au mințit. Și eu acum, că am trimis e-mail-ul, am trimis și picheieță video, unii Viera, toată istoria. Și îmi spun că ei nu văd nicio încălcare și ei nu văd nicio, că procuratura n-are ce să implica. Spuneți-mi ei, ce trebuie să eu fur ca mână? Dar câți ani îndură tragerea voastră cu procedura asta? Iată acum, august o să fie 8 ani. 8 ani? 8 ani. Dar există oarecare lege în Moldova procedura... Termen rezonabil, da, dar termenul rezonabil e chestiune relativă. Dar ilegalitate, dar a fost procedura și narodnă, o primă judecată, măcar instanță, a fost? A fost. Și ce, le-a dat termen, e condamnat în prima instanță? Pe Gagiu la 10 ani. La și unul, da? Pe unul, da? Unul din doi, dar celălalt da. Achitat. Domnul Oleg, dar Ais Balanici, când a omorât fiul meu, el era arestat la domiciliu pe 3 ani. El avea antecedente. Dar păi cum? Și-o tărăgănat până i-a expirat termenul la așa și pe urmă l-a scos basma curată. Dar spuneți-mi ei, dacă legea spune că e pentru toți egală, el era la arest domiciliar, el trebuie arestat îndată. Sau nu? Adică... Dacă a devenit suspect în crimă asemănătoare, da. Și el acum e liber, da? Dar și... cum? Dar cum? El e liber? Periculos pentru alții. Dar lui i-a dat oarecare sroc?
Nu i-a dat nimic. Nimic, l-a achitat, da? L-a achitat și gata. L-a hotărât că el nu-i și Gadiu e închis? Sau încă nu? Nu, nu, e închis din aprilie... Un an și ceva. Da, un an și ceva de acum. Dar dumneavoastră vreau să-l trageți și pe stăpânii ăla. Și pe Bălanici. Bălanici ăsta, dar procurorul ce spune că... Nu, se bagă că dosarul e în instanță și... Apeleță? Sau Verhovna? La apel la Bălț. La apel încă, nu e la Verhovna. Dar vezi că se amână, auzi, spune femeia că se amână de câteva... Da, spun. Iată răspunsul de la... Procuratura Generală, pe scurt, în două rând. Cererea dumneavoastră, văzând dezacordul cu calificarea acțiunilor inculpaților Bălănici, Octavian și Gagiu Ghenadi pe cauza penală de omor a fiului dumneavoastră, căci hotărârea adoptată pe caz a fost examinată. S-a stabilit că anterior Procuratura Generală a examinat o cerere cu un conținut semănător asupra rezultatelor examinării care a fost insinuat în scris. Temeiuri procesuale de intervenire a Procurorii Generale nu sunt. Și au răspuns ca la o petiție, nu ca o plângere penală. Dar există audiență la procurori, de pildă, dacă omul vrea să ajungă, el poate scrie cerere? Este un birou de audiență, te programează peste o lună, nu știu dacă o să fie. Dar eu în 8 ani oare... Oamenii au scris cereri de audiență și peste o lună au venit și nu aveau nici răspuns, nici programare la audiență. Și au protestat și eu scos cu forță, nu ți-ai minte data trecută când am pichetat aici? Asta pentru asta e... Da, eu scos cu forță și pe minim o scos cu forță. Dar eu nu înțelegem și cauți tu la procuror, am înțeles că a fost ceva cu filmare și de atâta. Da, apoi am intrat să întreb de ce a dat femeia afară. Dar haidem am o să o întrebăm, nu? De ce nu? Unde e răspunsul ăsta la audiență? Că ea are drept la audiență și nu i-a s-o dat. Ei, dar doamna nu vrea, chiar că e vine pe câteva zile din Italia și n-are când. Eu n-am când și de să vorbesc. În 8 ani am nedestul, am vorbit cu toți care am putut și care n-am putut. Am deschis toate ușile. Bine, dar acum ce? Dar ați fost la vreun procuror general până acum? Să răspund la întrebare? La Haruja. Ați vorbit cu Haruja, da? Dar câte ori am vorbit cu Haruja? Și Haruja către mine... Suna și el că urgentați, controlați, vedeți, dar deși aș Haruja, că tot spune că a pus peste 100.000 de euro în buzunar pentru a-i scaz. Și vrei. Oho, dar peste 100.000 e o grămadă bani. Dar și de era Bălănici, văzând atâția ani, că atunci când pe dânsa o filmat-o, pe urmă au găsit careva scheme, făceau câte 10.000 de euro pe zi la vizitile astea de tăt. Milionier parcă. Ușas. Dar Șoldănești, știți acum ea Șoldănești cum lumea și râde, dar totodată și steme să vorbească. Steme că acolo e clanul Bălănici. Când vede așa e injustiție, nedreptate. Dar păi cum? Și spune, cum așa eu a fost arestată și acum continuu să fie medic de familie? Unii s-au mai văzut? În ce țară trăim? În țara idioților. Eu vă răspund. Idioți îmi pare că e puțin în țara criminalilor. Eu pot să mă exprim mai clar că eu am nevoie să vorbesc cu domnul procuror general. Eu am scris... Eu nu cer mie la cuiva, eu cer dreptate. Cer, am scris foarte clar. Doamna, pentru că sunt scrimit... Am vrut cu un șef de secție să-i pună în legătură, da? Cu un șef de secție vreau să-i pună în legătură. Dar cine a fost așa? Ia, că știți și-am scris la curte de apel și-am trimis. Ei, asta trebuie să examineze instanța și dacă de aproape 2 ani nu examinează. Dar cine a fost numai și că a vorbit cu doamna Eugenie? Spuneți și nici. Nu știu, leg un om. Dar el și nu se prezintă? Dai seama să nu se prezintă. Dar cum așa? Crezi că paznic în uniformă, crezi că are numele scris pe piept? Dar trebuie să aibă badge, nu? Ar trebui. Dar n-are nimeni în țara asta. Dar cum îl cheamă dumneavoastră, domnul paznic? Stați mai așa. Stați îl cheamă. Așa îl cheamă, stați mai așa îl cheamă. Frumos nume, stați mai așa îl cheamă. A, unii scau. Într-o parte, este trecătoare de... Dar unii pe aici, dumneavoastră, trebuie să vă cheamă. Deci vă numiți stați mai așa? Trebuie să respectați, nu luați-o în râs. Dacă omul vă întreabă cum vă numiți, de ce răspundeți, stați mai așa. Nu trebuie să-i spuneți numele, trebuie să-l aveți afișat chiar pe ecuson. Uite așa n-ai ce faci și ai venit să-mi rușiți capul aici. Și eu n-am altă documentație să-mi facă interesul. Dar și v-am întrebat chestii
prea complicate, da? Radical din 4. V-am întrebat cum vă numiți. Я не пришел куда-то с винами, чтобы не представиться. И она мне говорит, Бурхар. А мне говорит, прокуратура, что мама президент, активист Чилип Олега Триан Влад. Что вам это говорит, батяка? Он, с одной стороны, говорит, что он не имеет отношения к нам, а тут он не хочет представиться. Да и уйди мне, что вообще не ешь. Елочка, спуни, номер или номер шеф? Номер шеф? Да. По закону вы обязаны не бейджик. Где-то даже не знаешь, что такое синий тёба тут. Кагинау, не ж бейджик, не ж униформа. И ларин униформа, пожалуйста. Ну, ма униформа шаре. Да, не шифу, братат, не как шифу. Ничего нету. Панталони негри, шкамаша и алба. Апропи алба, грину, что кумаша. И угрожает мне, он нажмет на кнопку. За то, что я спросил по праву, где его бейджик. Делает скандал из ничего. Кому врал линище, да? Касы, ай бы линище, трябва-ши гасеск лок де мунка линище, да, ла прокуратура генерала вин уамени недрептатит. Бунника, фără маска, дака да сънка, са уамени дези. Дака и кът прокурори у мърс фără маска, ши ну уамени дат пи нимени. Ши нка аша разпун, ши ни вădă voi zva filmezi. Inclusiv fostul șef al Curții Constituționale a intrat, Dumitru fost. Pulbere, acela auzi, care cu mustață. De atâta și ai fost, că așa de bun era. Da, chiar pridumat. Bună. Te-aș vinde doamne ceva, da? Da, dumneavoastră, cine sunteți? Puteți să vă prezentați? Sper că se duce la procurorul Harunge, că altfel continuăm protestul. De aia sunt și cu dânsa, nu? Nu, nu, dar ce cauți acolo? Dar cine s-au fost? Un procuror, un șef. De-a noastră? Să duci? Asta prima dată... A venit cu document. Da? Este procuror prostoi, da? Nu generalne. Dar și n-aveți vină generalne aici jos. O trimis pe unul prostoi ca să o conducă la generalne. Haidem afară. Nu, stăm aici. Ei, stai la răcoare, dar nu fă scandal, te rog. Nu, dar stai cu mine. Eu aștept afară, eu aștept afară. Asta auzim, ați țipi pe geam. Ei. Mâine eu pot scava la uliță. Poți să nu-i spui că el a înțeles că ești periculos. Hai mai mergi. Как так можно? Как люди нарушают законы и жизнь выступают? Он мне угрожает с кнопкой. Я ему представился, как меня зовут, он говорит, ну что, еще не ешь кнопку. А ты еще не мудрец, так это нож ты еще не сантел, так ее мам президент, ее нам не пробивает, нож ты умер. Блядь, да. Уважаемая прокуратура Республики Молдовы, просьба. Право просим, чтобы вы проявили уважение к соличитанте, которая запрашивает у вас уже 10-й год просьбу, чтобы вы решили ее вопрос. Что нельзя ответить? Что требуется распондить славу Андрипаре? Кто будет я аудиенция от Исканау? Кто и распондит, а мы овини дин Италия, только мы. Врем аудиенция ла прокурору генерал! На парк саду. Mă crezi că am ușa să iați și să zic nu prinește harunje? Așa e. Eu așa cred. O să-i propun să discute cu cineva adjunct. Să ducem acolo, nu, o să vedem. Nu mai, las că o să ia afară, crezi că o să șadă mult?
Cerem să fiu îndreptățiți toate legile în Republica Moldova după lege. Explică, Oleg, cum să fii îndreptățiți? На русском могу сказать. Hai zi, mai gine, по-русски. Да, română нуй клар мне. Я хочу, чтобы были соблюдены. А, deci fii respectate legile. Să fiu respectat, da, și nu cred că am zis. Îndreptățiți înseamnă altceva. Îndreptățiți, оправдан. Da, 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 da. Ну да, оправдан через действие. Э, да, мерси. Пека Баланич a fost оправдан. El zici femeie că el a făcut crimă și el a fost achitat. Îndreptățit a fost. Cerim ca să fiu paznici cu bejicuri, să știm cum o cheamă. И просим, чтобы охранники прокуратуры были в бейджиках, чтобы мы, люди, простые граждане, знали, как их зовут. Мы предоставляем документы неизвестно кому. Олег, ходим на агенцию по протекции консуматорию.